Îndrăgostiți de haina militară și de mare, Iulia și Andreea au absolvit Academia Navală Mircea cel Bătrân, iar acum lucrează la centrul de scafandri din Constanța. Au hotărât să treacă de la munca în birou la scufundări. Armata ne-a unit și eu și soțul am urmat liceu militar și am ajuns la Academia Navală. Am lucrat în statul major timp de 9 ani și ceva. Teoretic știam destule despre scafandrerie, dar până nu practici nu poți să-ți dai seama că chiar îți place. Să intru în apă cu ea e experiență inedită. Te simți mai în siguranță când e cineva apropiat. La fiecare scufundare există o emoție, puțină frică de necunoscut, dar odată ajuns la fundul apei, găsești liniștea aia de care ai nevoie câteodată. Iulia și Andreea au devenit scafandri de câteva luni și le-au împărtășit celor două fiice pasiunea lor. Mă gândesc cum se scufundă ei. Ai vrea și tu să fii scafandru? Da, chiar aș vrea. Îmi place cel mai mult când sunt în apă să mă scufund. Ce ți-a povestit, mami? Cum este acolo sub apă? Frumos. Ce vede acolo? Apă, rechin, alge. Victoria și sora ei mai mare, Carina, și-au văzut pentru prima dată părinții îmbrăcați în scafandri pe cheu în timpul filmării TVR. După ce au primit ultimele indicații de la instructor, cei doi au sărit în apă, încurajați de cele două fiice. Orice problemă semnalez cu echiperului, ies la suprafață. Dacă am probleme, abandonez scufundarea. Succes! Luați poziție, o pregătiți, zal! Atât pe uscat, cât și sub apă, soții Bursuc demonstrează că orice misiune este mai ușoară atunci când sunt împreună. Misiune îndeplinită. Apa un pic cam rece, nu e pentru turiști, dar pentru noi e bine. Am ajuns la punctul indicat, cum ne-a zis șeful de scufundare. Cei doi se pregătesc intens și au un calcul ca în viitor să participe chiar la misiuni internaționale.